Mergem din nou la minerit în Roblox, adică mă duc aici și dau cu târnacopul, cum s-ar zice, și o să sparg eu niște blocuri aparent, vedem și o scară aici, deci trebuie să mergem în jos. Băiatul acesta e abonatul nostru și zice că vrea să ne vadă cum devenim foarte puternici. Habar n-am, ne-am mai jucat, acolo căsut prin pământ, ne-am mai jucat ceva de genul acesta, zi acum câteva zile cu minerit, dar uite de și tu cât de greu ne mișcăm, eu sunt Moș Crăciun, mi-am pus skin-ul meu clasic. Cred că l-am făcut prin 2016, nu mai știu. Și dau cadouri. Ho, ho, ho. Moșii Rafael a venit aici la voi. Bine, am dat pe Pet Simulator. Hopa. Mamă, problema e că am nasul fundat. Și îl am pentru că, da, am rinită alergică. Gen, am niște alergii și mi se fundă nasul degeaba. Dar da, și e cam enervant pentru că atunci când filmez mă cam încurcă, sincer. Dar mă rog. Ei bine, putem să spargem asta până mâine, dar nu rezolvăm nimic. Așa că e timpul să facem și noi un win? Da, nu putem. Cred că dacă fac un win îmi iau un pet de aici. Uite băiatul acesta cum se joacă. Ok, nu se joacă. Bun, deci nu prea sunt oameni pe jocul ăsta sau? E cineva cu 6 milioane putere? Ok, ok. Hai să înțelegem puțin. Win-uri ori 2, fii atent, eu sunt primul om care cumpără win-uri ori 2 deși n-am făcut nici măcar un win. Deci nu mai zic nimic. Ok, salut Rafa, sal Alex. Hai mă că a venit abonatul nostru Alex. Bă, da, și pe mine mă cheamă Alex, de unde știai? Golden Anvil, fii atent, cred că pot să-mi antrenez târnacopul. Îmi place să zic târnacop, nu târnăcop. Ia uite ce dau, tătis. Și ne crește puterea, 23, 25, ok, mă duc înapoi. În groapa asta. Oh my god, cât putere am! Moșii Rafael a venit. Ho, ho, ho. Auto mine off. Opa. Ia fii atent că-și face talentul, frățiorul. Ia cătă-l. Mă, parcă e un pic nasol că ne arată celelalte zone, pentru că le vedem dinainte. Cred că era mai mișto să fie misterios. Dar mă rog, avem free. What? Do you want to add Christmas Block King Simulator to your favorites? What? Free pet, dacă îmi dai pet free, îl bag. Na, mă, nu-mi dă grinciu, deci nu-l mai bag la favorite felul acesta. Și pentru că eu sunt Moș Rafael, o să îmi iau și un ren. Let's go, boys. Dar nu știu ce face, că mi-a dat 950. Ce? Cred că m-a între... Deci eu nu pot să fac un win, voi realizați? Auto train off, on. Ok. Da, e over. Efectiv, sunt cei mai puternici. Ia vezi. Oh, primul nostru win. Și abia acum ne ducem să luăm un pet puternic. Stai, unde era? Aha. Ia vezi. Iepurilă rilă. Plus 3 și noi avem plus 950. O dai? Ia, automine, fii atent. One shot la orice. Deci dacă mă aud așa mai ciudat e pentru că am nasul fundat. N-am ce să fac. Asta este. Hopa. Adică de ce mi se înfundă nasul? Nu mi se putea înfunda urechile sau altceva? Degetele? Nu, nu cred că era bine de fapt. Opa! Bă, da, sparg orice și mă urc pe scara asta, uite. Opa, hâț. Ok, hai mai departe. A, ne mai trebuie win-uri. VIP Hammer, equip. Ok. Ia cătă-l, mă, cum dă-ți și că e nebun, nici nu mai dau cu târnacopul. Dau cu ciocanul. Cum mă, n-am destule win-uri? Touch to unlock. Da, ba, da. Opa. Combine pets to make shiny pets. Bă, ăla ia, că vreau să fac eu un shiny pet, asta e așa. Nu, nu, lasă-mă cu Dark Dominus. Deci, am 17 win-uri. Mă duc și, mă, 700 power. Ok. Bă, respect pentru jocul ăsta că te lasă să deschizi 3 peturi gratis. Deci, respect maxim. Bă, dar mie nu-mi scad win-urile? What? Deci eu cu un win deschid... Eu nu am scăpat win-urile niciodată. Mamă, e cel mai tare joc din lume. La infinit pot să deschid. What? Ok, mă duc să fac pet shiny. Ia să vedem. What? Shiny? Stai mă, ce se întâmplă? Unde-mi sunt peturile, gen? Doamne. Bă, ce se întâmplă? Equip. Equip. Două din trei, dar ce alte? Craft. Craft, ok. You will lose selected pets. Și nu-mi
șterge pur și simplu, nu mai poți să faci nimic. Place mult jocul ăsta, apropo. 5 win-uri. Deci eu pot să deschid direct câte 3. Că e gratis și nu mi-e scad niciodată win-urile. Cel mai tare joc din lume. Cel mai tare joc. Nu avem equip best, din păcate. Hai, dăm așa, nu e problemă. Cu 5 aveți. Hâți. Și dăm auto-mine on. Regele, uite, mă. Mamă! Și nici nu mă mai antrena măcar, ca să înțelegeți. Eu nu înțeleg de ce fac win-uri, pentru că mie nu mai trebuie win-uri, că eu pot să deschid două ăla la infinit. Deci ăsta e cel mai tare joc pe care l-am văzut vreodată. Autotrain. Oh my god! Deci voi nu auziți sunetul, dar se aude efectiv ding 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 ding. E cel mai tare lucru care există. Oricum nu puteam să las sunetul, că nu înțelegi nimic. Doamne, ăsta e cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Deci 175 speed, ăsta 150. Ok. Deci noi cu puterea asta ne deblocam Alternacop. Tare rău de tot, ești nebun. Ia uite-l. Deci sunt curios, deci mă antrenam aici în mod normal. Și îmi dă 1000. Și aici îmi dă... Nici nu văd că e prea mic scrisul. Vreau să scrieți în comentarii cât îmi dă aici. Să-mi ziceți exact cifra, vedeți? Și vă dau inimioară. Deci nici măcar nu se vede. Nu știu dacă poate cineva dintre voi să ghicească. Like update, ok. 50 de win-uri. Mă bag. Opa, e cu zăpadă, alea. Starter kit, nici nu ne mai trebuie starter kit-ul. Hai să vedem, sunteți gata? Bine mă, să recele. Ia vezi-l ce frumos pare cu târnacopul. Ia uite-l. Frumos de tot, n-ai ce să-i mai zici. Mouse-ul nici nu mai știu pe unde e. Ia vezi-l. 3000. Ok. Și ce se întâmplă? Aia e întrebarea mea. 15 win-uri în spate. Pot să mai iau de-astea. Deși nici nu-mi trebuie. Uncommon. Da, doar râd la Rafael. Rar. Panda rar. Ia să-l vedem panda-ul. Unde mă uit și eu. Ok. 28. Deci ăștia doi nu sunt buni. Punem 35-28. Ăștia aș putea să-i fac shiny, dar nu merge aparatul ăla, probabil. Deci asta este. Plus 5 equip nu ne interesează. Deci asta e... Nu m-am uitat pe shop măcar, ca să înțelegeți. Deci am luat VIP și două alea. Mă, 50% reducere. Vezi că nu e rău. Nu e rău deloc, gen. Ok. Bun. Câte win-uri ne trebuie? Le avem. Frumos. Ne ducem la următoarea zonă. Bă, m-aș băga și la un pet de ăsta OP, sincer. Deși costă cam mult pentru gustul meu. Mă bag. Opa. Ia să dăm un equip aici. 700 aici. Ne antrenăm și noi puțin. Ca băieții. Deja am win-urile pentru următoarea zonă, apropo. Bam. Uite, moșul cum muncește din greu, bă. Bă, cum muncește din greu să antreneze. Ia vezi, auto-mine, frumos. Știi care e faza? Știu cum să vă zic eu vouă, dar nu prea... Nu ori doi strâng, nu prea... Merge așa, că am târnăcopul ăla... 365.000, vreau să dau cu târnăcopul, eu nu cu ciocanul. Ia vezi. Frumos. Dar nu am eu ăsta, mă. Ori 2 strength, what? Bagăm și strength ori 2. Ok, trebuie să ne antrenăm acum, aia e faza. Mamă, dar mult mai greu ăsta, se aude ding 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 ding. Ăla se auzea non-stop. Wow, zici că era mitralieră. Poți să dau rebirth? Când poți să dau rebirth? A, la 3000 strength. What? Ce, mă? What? Sunt la... Ce, mă? Sunt la prima zonă. Are you serious right now? Wait, what? Este un pic. Deci eu pot să dau rebirth din nou. Auto rebirth on. Ok. Sunt niște rebirth-uri. Aparent e ceva cu 30%.
Ne antrenăm mai repede sau ce se întâmplă? Că nici nu mi-am pus târnăcopul de VIP. Fii atent, dacă pun ăla de VIP și sunt regele, dau rebirth-ul în continuu. Problema e că trebuie să-i dau mereu equip. Și să apăs pe butoanele astea. Doamne, cum îmi dau rebirth. Sunt insane. Nu știu dacă ne ajută cu ceva rebirth-ul. Ia mă, să cumpăr auto rebirth și să-l dau pe on, să vedem ce se întâmplă, ca să nu mai apăs pe buton. Deci iată, eu doar apăs auto train on și pickaxe on. Și așteptăm să se întâmple magia. De fapt, trebuie doar să mă duc la Nicovală, nu trebuie să mai apăs pe buton. Deci doar mă duc la Nicovală și apăs pe buton. Dumnezeu, regele efectiv! Deci cu cine ajută? 100%? Hai să mergem măcar la un 200% sau? Să le dăm mega rebirth. Uite-o pe Sara Pisica ce joacă și ea. Opa! Dă-te la o parte, Sara Pisica, că sunt prea puternic aici și se întâmplă nebunie cu rebirth-urile. 130%. N-ai mai văzut așa ceva. Doamne, cum ciocănește ăsta. Equip. Dai. Am și friend boost. Bun. Eu cred că ne antrenăm mai repede. Cred că aia se întâmplă. Adică habar n-am și... care-i logica? Ai găsit diamante. Da. Ia vezi rebirth 160. Frumos. Mă duc înapoi. Mă, acum analizez cât de mare e petul ăsta în spatele meu. OP, 300%. 180. A, ce tantălău sunt. Trebuia să-mi iau asta cu două rebirth-uri. Ai. Lasă-l așa acum. Aia e, fratelo. Sparg Nicovala, uși ce zice Cola Man. CF Cola Man. Ia să vedem. Ia uite ce muncește Cola Man. Aia zic. Bun, fii atent. Și acum o să oprim rebirth-ul. Off, nu ne mai trebuie. Mergem frumos și trebuie să facem win-uri. Ar trebui în teorie să distrugem orice. Am 19 rebirth-uri. Nu cred că are nimeni de pe server 19. Deci, da. Ne-ar trebui un win-uri ori 2, dar cred că avem deja. Da, o win-uri ori 2. Ok, ne ducem de urgență la următoarea zonă. Cred că... deci, strength avem 500.000. Era cineva cu câteva milioane, dacă țineți minte. Cred că, în teorie, ar trebui să... trecem de toate zonele astea și să spargem, să minerim oriunde. Dar fii atent, ca să fie jocul corect, să nu ziceți că sunt șobolanis. Ia să mergem să-i arătăm lui Cola Man, să vadă ce târnă copam. Stai un pic, teleport, start. Stai, Cola Man. Ia vezi aici. Uite ce târnă copam. Unde e, mă, Cola Man, să vadă? Ia vezi-l. The Diamond, frumos. Hopa. Din Minecraft. Da, zice. Ia uite-l. Rupe ăsta. Taie orice. Frumos. Ei, mă văd doar că mă duc în pământ, că pe ecranul lor nu s-a nimic. Bun. Automine. Ca să dai și noi cu târnăcopul cum trebuie. Ia uite-l. Da, mă, da. Du-te la următoarea zonă. A găsit diamante, chiar am găsit. Ia uite-l, frumos. Aia zic. Next up. Deci câte win-uri ne trebuie? Hai să ne uităm dinainte. 850. Ok. Zis și făcut. Deci noi nici nu ne antrenăm măcar. Deja am 1000. Sunt regele. Hai să ieșim de aici. Cred că nu eram la zona asta, sau? Că nu mai știu la ce zonă eram.
2500 de minori. Mă, cum sapă târnăcopul ăsta. Ne trebuie următorul de netherite. Ia vezi-l. Opa. 2500 la fix am minori. Ia uite și pe băiatul ăla. Pa, pa. El nu poate să treacă. N-am văzut câte winuri, dar probabil cred că de două ori trebuie aici. Ia vezi ce frumos ne ducem. Boom. 6000. Da, trebuie de două ori, v-am zis. O să ne și antrenăm. Deci asta dă foarte repede târnăcopul. Boom. Opa, de trei ori trebuie. Mă, ce? Tu, deci nu... Nu, trebuie să vadă colamen asta. Vino spawn. Nu, colamen trebuie să vadă chestia asta ce se întâmplă aici. Fii atent, vino spawn. Uită-te la mine. Ok, a venit Pringlesman, fii atent, uită-te la mine, Pringlesman. Ești gata? Deci n-ai cum așa ceva. Ia vezi. Oh my god! Bă, tu știi cum se aude? Drrr, deci nu pot să reproduc. Ăsta e cel mai tare lucru din tot jocul. Deci uitați ce am făcut până acum. Uite cum am trezit-o. Ok? Asta e cea mai tare chestie din tot jocul. Uite, deci tu. Doamne, nu cred. Plecăm la loc, la zona de swamp. Și cred că, da, cred că m-am antrenat prea mult. Am 6 milioane. Deci nu mai înțelegi nimic din ce se întâmplă. Hai să vedem dacă acum trecem la următoarea zonă. Doamnele, încă mai dădeam gol. 10.000 de win-uri. Deci cred că putem să terminăm tot jocul în ritmul ăsta. Avem 13.000. Frumos. Ia vezi. De fapt, noi săpăm din prima lovitură orice. Stai să vedem. Următoarea este 10.000 de win-uri. What? Tot aceleași? În spațiu, ci că nici nu mai e. Mă mir că are atât de multe ouă. Ia să vedem. Adică e în fiecare zonă câte un ou nou, peturi noi și așa mai departe. Săpăm în zona de emerald. Terminăm zona aceasta. What? Ah, lol, m-a dat în spate. Sau? Măi, ce s-a întâmplat? Am deblocat de două ori acea zonă? Nu. Cred că nu mi-a minat aici. Cred că aia a fost faza. Sau? Nu mai contează oricum. O singură lovitură. O vedeți și voi că dăm pe fiecare strat. Indiferent de zonă, deci... Dar nu știu ce mă dă aici. Când eu aleg să mă antrenez acolo. Nu știu ce se întâmplă. Mă rog. Hai să vedem. 50.000 de win-uri. Toi la jucării. Deci am fost în spațiu. Acum suntem la jucării. Deci nici el nu cred că mai știe ce zonă să bage. 125.000. Ia vezi. Doamne. Deci nu ne dă win-uri decât după ce terminăm. Și uite câta scara gigantică aici. Dar trebuie să dăm de două ori. Problema e că mă teleportez înapoi. E un bug ăsta. Ceva e suspect aici. Dar la zona... Da, deci mă antrenez la zona bună. Gen, sap la zona bună. Era mișto să găsim diamante sau ceva cu o textură troll așa. Că tot zice lumea non-stop de diamante. Mă rog, trebuie să ne teleportăm din nou. Bun, toi. Și am ajuns în Raicica. Unde sunt bani sau ce brânză ce aici. Opa, e SpongeBob. What? Poate ceva special, ia fi atent la ultima zonă. Ia să vedem. Mamă, nu mai e nimic după. Opa. Nu, efectiv dăm o lovitură la orice. Doamne, am terminat jocul, boys. Efectiv am terminat jocul. Heaven and Rai. Plus 50 pet space. Deci la mai multe like-uri o să mai adauge zone noi. Dăm like la joc sau nu, ce ziceți? Hai să deschidem și noi un nou de ăsta. Legendary! Da, prea tare. Prea tare, pur și simplu, ne ducem la prima zonă. Dacă v-a plăcut jocul acesta, apăsați pe butonul de like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa!